Olăroi, țin minte că ne-a povestit cum făcea la un moment dat, înainte de meci se ducea și îi spunea: patrone, ia fă tu echipa. El, îți dai seama că avea deja făcută echipa, Olăroi, nu stătea el acum să... Ia fă tu echipa. Cum să faci? Da, fă echipa tu pe astăzi. Și începea Gigi, scrie acolo, nea Gigi, pac, fundaș, dai seama că diferențele puteau să fie 2-3 jucători, adică nu puteau să fie... Corect, da. Avea. Da. Și zicea Oli, mamă, ești șmecher tare. Deci exact așa jucam și eu. Dar vezi că Badea, care el nu vrea, are o întindere și nu poate să joace, dar ăla era valid. Dar n-avea, nu? Da, așa. N-avea. Dar îl bag prin minutul 70, aia s-o obosit așa și în dreapta nu joacă la jocul Bănel, că e mai... Și că dai mai bine, deci îți dai seama. El îl făcea să se simtă important, îl făcea să se simtă în viața echipei, îl făcea să se simtă că el ia deciziile, de fapt nu le lua.